drept înainte. E urcușul cel mai greu, dar și cel mai sigur. Sper că n-ai gânduri ascunse, Maria ta. Dacă aș fi avut, știam și alte drumuri. Gardă, deschide! Cine ești? Eu sunt. Singur, capitane? Singur și deschide odată. Deschideți! Aduc vești Măriei sale. Regina închinurile face. Deoparte. Iartă-mă, Maria, că stulburi niștea. Dar au venit. Ridică-te. E sigur? Da, Maria, da. Gloată în zale și armuri. Cavalerii ce se întorc din cruciadă. Te-ai uitat bine la ei? N-ai recunoscut pe niciunul? Nu, Maria ta. Cavalerii întoși din cruciade nu ne pot vrea rău. De ce nu se întorc în țara lor pe drumuri umblate? Iar dacă au ajuns până aici, înseamnă că i-a condus cineva care cunoaște locurile. Și acela nu poate fi decât el. Cât sunt? Să tot fie 1000. Oștem bun. Cât străjeri avem noi? 150, Maria ta. Pregătește cetatea pentru apărare. Știu ce am de făcut. Câți ani au trecut? 10. Nu cred că mai trăiește. Și dacă e el? Puneți apa și smoala la fiert. Pregătiți furcile, brăjinile și bolovanii sus pe creneluri. Poruncile și toate mișcările le faceți fără niciun zgomot. Nici o vorbă, nici o făclie sus pe metereze. Dușmanul trebuie să creadă că întreaga cetate este cufundată în somn. Plecați! Haideți, mă! Voi avea un urmaș leneș. N-a apărut până acum. Nerăbdarea e semn de slăbiciune, Maria ta. Da. Ai dreptate. N-aud pregătirile de luptă. Sau n-am făcut bine trimițându-l pe Corun? Îmi cer sfatul? Înseamnă că nu ești convins de hotărârea ta? Pentru apărarea cetății, el e cel mai bun. De asta nu mă îndoiesc.
Nu pot părăsi pe regină tocmai acum. Am nevoie de un băiat, de un viitor rege. Apar în cetatea, gloria lui Gorun va umbri apariția urmașului. Ce vrei să spui? Un învingător e mai slăvit decât un nou născut. Proste. Gorun e mâna mea dreaptă. Sabia din mâna dreaptă a regelui nu e bine să fie ținută de altcineva. Azi mâna dreaptă, mâine coroana. Ispita-i mare, măriata. Ce mișel ești. Cred că într-o zi am să-ți dai capul. Asta e cetatea. E mai bine să atacăm în zori. Și că aici și oamenii sunt obosiți. Credeam că mă cunoști, Norbert. Noaptea asta o să dorm în pat. Te duci în recunoaștere și îmi spui totul despre cetate. Pot să merg și eu? Nu. Tu rămâi aici. Tu care cunoști cetatea, pregătește lupta. Am înțeles. Cine ești? Timpul. Porecla ți se potrivește. Nu e poreclă străină, e chiar numele meu. Atunci, timpul, spune-mi și mie. Ale cui sunt săbile astea? Ale strămoșilor oamenilor de pe aici. Le păzesc de peste 1000 de ani. Atunci înseamnă că au stat de ajuns. Și corona? Coroana e fermecată. Nu poate lua decât cel care o merită. Au ruginit. Nu le mai scoate nimeni de aici. Dar coroana am să o iau pentru prințul meu. Nu te sfătuiesc, străine. Ajutați-mă! Ce? Ce ai pățit, Norbert? Am găsit o coroană de aur într-un sanctuar și am vrut să-ți o aduc. Când am pus mâna pe ea, mănușa s-a lipit de metal încins. Era în foc? Ardea singură! Ca să scap, mi-am tăiat mâna. Te-am trimis în recunoaștere. Ce-i la cetate? E ciudat. Nu se vede nicio mișcare. E așa cum v-am spus. Sunt sigur pe ei și dorm.
Ce știi de coroană? E acolo dintotdeauna. O păzește cineva? Timpul. După ce voi cuceri cetatea, am să o iau. Fără ajutorul meu nu puteți intra în cetate. Bine, bine. Noi încercăm un atac cu pedestrimea asupra meterezelor. Ziceai că știi un loc ascuns. Pătrunzi în cetate și deschizi poarta prin care voi înăvăli eu cu cavaleria. După plecarea noastră, cetatea va fi a ta, așa cum ți-am promis. Îți amintești în voială? 5.000 de taleri pe an și vei fi pe viață vasalul meu. Tu și urmașii tăi. Bizanțul cere mai puțin. Ce vrei să spui? Nimic. Mă ameninți? Nu, prințule. Întocmai cum spui tu, voi deschide porțile cetății. Și singur. Aveți un moștenitor, Maria? Nu încă. Atunci de ce ați părăsit-o pe regină? Știu mai bine ce am de făcut, capitane. Să nu se împingă nicio scară până nu e plină de cavaleri. Am dat această poruncă. Porunca o dau eu. În numele Măriei tale am dat-o. Te duci în atacul reginei și mă anunț când se naște moștenitorul. Mulțumesc pentru cinste, Maria ta. Dar mai bine mor aici, pe Meterezea. Refuz porunca? Nu, Maria ta. Atunci du-te. Porniți! Lasă-i du-te.
Greulea puternic, greața pe frate. Iertare, Maria! Afară! Iertare, iertare, puternic! Spune tata, ajută, Doamne, Dumnezeu! Sunt aici, draga mea. Să ai grijă de tine. Și de... Ai dreptate să-mi pui această întrebare. Am plecat să nu împărțim țara în două, să nu fărâmițe moștenirea. Și tu ce ai făcut? Dai bir celor din Bizanț. Îți răscumperi liniștea de la tătar pe pielea norodului. M-a umilit rușinea. M-a scârbit slăbiciunea și m-a revoltat moliciunea ta. De ce nu lupți la metereze? Scoate sabia. Hai, luptă! Luptă, n-auzi? Suntem frați. Putem domni amândoi. Thank you.
Omoașă repede. Da, Maria ta. Am pierdut lupta. Unde crezi că o fi amărătoala? O fi murit sau ne-a trădat? Mai bine ordonă retragere. Pierdem prea mulți oameni. Tu ești vinovat. Doar te-am trimis să recunoaștere. Niște amărâți de la marginea Europei înfrâng o armată cruciată. Poate vor să intre și ăștia în istorie. Dar n-am să-i las. Jur că o să mă întoarc să-i pedepsesc. Și dacă tot plecăm, luăm și coroana aia. Coroana e blestemată. Dar nu-ți închipui că o să o las aici. Condu-mă! Asta-i. Frumoasă coroană. La mine va sta așa cum merită. Ziceai din pazni. Unde e? Mi-ar fi plăcut să mă întâlnesc cu Ana Luca. Vrei să-ți pierzi și tu mâna străine? Vreau coroana. Dacă nu ți se cuvine, nu o poți lua. Hai să-mi o dai chiar tu. Nu ți-o poate da decât veșnicia. Eu sunt timpul care se scurge. Unde ești? Ai fugit? N-am fugit, străine. Eu am fost aici de când vânturile și ploile au sculptat munții și această piatră. Și voi rămâne tot aici, până se va scurge toată vremea, până la capăt. Du-te, dragă-i! Ai grijă, prințule. Maria ta, ești rege acum. Ai și doi moștenitori. Nimeni în afară de noi doi nu va ști nimic din ceea ce s-a întâmplat aici. Ar trebui să te spindec. Ai noroc că am nevoie de tine. Cine ar putea să mă recunoască? Numai cu cine ai copilărit? Capitanul? Mi-a fost prieten. Dar ai jurat credință lui? Iertare, Maria ta. Apropie-te, capitane. Te fac părtaș la o mare taină. Privește. Adună toată suflarea din cetate. Vreau să le arăt urmașul. Urmașii, Maria ta. Pe acesta îl arunci în prăpastea plângerii. Maria ta.
Înțelege-mă, omule. Țara asta trebuie să rămână întreagă, condusă de un singur rege. Iată-mă, copilă fără nume. Tu trebuie să fii sacrificat pentru liniștea și binele țării. Și tu ai avut un frate, Maria ta. De ce să-mi pătezi mâinile cu sânge nevinovat? L-ai iubit pe el mai mult decât pe mine? Ție ți-am jurat credință. Atunci îndeplinește porunca. Crezi că m-a recunoscut? Semănați așa de mult. Doica și capitanul, ai grijă să nu vorbească. Morții nu vorbesc, Maria ta. Te descurci. Ai făcut o faptă bună, capitane.
și o plătesc cu viață. Nu, capitane. Trebuie să-l crești. Nu mai am timp ziua asta. Timp îți dau eu. Prințul e mic, iar tu ești obosit, Maria ta. Ar trebui să te odihnești mai mult. Grija țării nu mă lasă să le nevesc în așternut. Pe pecineni și pe cumani ai învins. Pe tătari și pe bizantini ai alungat. De la munți ai ajuns la marea cea mare. Lasă grijile în seama noastră. La cine te-ai gândit când ai spus a noastră? La prinț, în primul rând. N-ai spus că e mic? Și ăsta e singurul adevăr pe care l-ai rostit astăzi. E mic. Și n-are firea pe care aș fi dorit-o. E crud, lacom și răpăreț. În afară de arme, nu cred că iubește ceva pe lumea asta. De ce trebuie să mă plimb în fiecare dimineață prin cetate? Ca să te obișnuiești cu ea. Toate astea, turnurile, cetatea, satele și orașele din jur, într-o zi vor fi ale tale. Când? Când vei fi rege. Și când voi fi rege? După ce moare Maria sa. Și Maria sa când moare? Să dea Domnul să trăiască cât mai mult. Înseamnă că nu ții la mine. Când voi fi rege, o să te pedepsesc. O să pun arcaș să te arunce de pe zidurile cetății. Sau să te ardă pe rug. Mai bine să te ardă pe rug. Să văd cum te chiniești. Tu nu iubești pe nimeni în cetate. Ba da. Pe sfetnic. Vine noaptea și te duci iar la vânătoare? Dacă n-ai prins pești destui. Ce-i asta? E ursoaica cea neagră. Umblă la scorbura cu miere. Dar nu și-a ales timpul potrivit. Albinele s-a acasă. Așa-i. Mierea se fură în zori când se risipește roiul. Nu lipsesc mult să nu-ți fie frică. Ce înseamnă frica? Nu s-am vezi cu timpul. Iar îmi vorbești de timp. Odată mi-ai spus că timpul nu se poate privi, nu se poate pipăi și nu se poate auzi. Așa e și frica? Frica, mai băiete. O simți. Măi, și pe mine cu tine. Vino. Thank you.
tu erai. Stai liniștit. Vezi? Asta e frica. Și acum mergi spre el. Încet. Mergi spre el. Ceea ce ai simțit când ai văzut lupul e frica. Vrednic e să o stăpânești. Un viitor rege nu trebuie să teamă. Viitor rege. Un rege al pădurilor, al munților. Trebuie să cunoști fiecare drumeac, fiecare copac. Dacă pădurea ți-e prietenă, nu trebuie să-ți fie frică de nimeni. Ar fi fost păcat să nu te însoțesc. N-am terminat. Mai mergem undeva. Ale cui sunt săbile și coroana? Le vrei tu? Dar tu cine ești? Eu sunt timpul. Ai auzit de mine? Am auzit, dar n-am știut că ești un om viu. Eu cunosc munții, pădurile, apele cu toate viețuitoarele lor și pe capitan. Doar atât. Te-am întrebat dacă le vrei tu? Eu nu doresc decât ceea ce mi se cuvine. Capitane, te aștept peste 10 ani și vreau să spun că îmi place băiatul. Dar mai ales pentru tine, Maria ta. De azi ai dreptul să porți coroana. Și Maria sa? După ce se stinge Maria sa. Și dacă Maria sa mai trăiește 100 de ani, mai trezi degeaba. Corona despre care îmi vorbești nu o voi purta niciodată. E blestemată. Legenda spune că nu poate să o ia decât cel care o merită și n-a pricinuit nicio vărsare de sânge în familia sa. Și tu ești curat? Vrei să spui că Maria sa n-ar fi curat? Știi că azi noapte am avut un vis? Vino cu mine. E rândul tău. Nu-i rău. Mai încercăm o dată? Încercăm. Mai repede însă. Gata? Și... Ai spus că e întotdeauna aici. A spus bine.
Ascultă, vrăjitorule! Eu sunt moștenitorul cetății. Știu. Azi am împlinit vârsta când mi se cuvine să pun coroana pe cap. Asta nu știu. Acum știi! Vreau să-mi răspunzi cinstit la întrebări. Ai fost de față când s-a adus coroana strămoșească din sarmii Segetuza în acest loc? Am fost. Înseamnă că ai fost de față și când s-au adus aceste trei săbii? Am fost. Și nu i-ai întrebat de ce le-au lăsat aici? Timpul memorează, nu pun întrebări. Îmi pierd vremea cu tine. S-a speriat moș. Încerci și tu? De ce nu? Alege-ți un copac. Alege-l tu. Pe ăla. Sau ăsta. Dar e mai gros. Și tu ești mai tânăr. Mai multă iuțeală. Hai încă o dată. Scoate-o. Curotire de corp. Uite-te la mine. Curotire de corp. Așa. Hai. Asta-i. He? Cum e? Putea fi și mai bine. Cine a tăiat copacii ăștia? Netrebnicii de păstori. Or fi avut nevoie de lemne pentru foc, măria ta. Dacă pomii ăștia au fost tăiați pentru foc, de ce au lăsat trunchiurile aici? Chiar așa, măria ta. Copacii ăștia au fost tăiați cu sabia. Și dintr-o singură lovitură. Odată de mult, capitanul Goron, când eram tineri, ne punea pe mine și pe fratele meu ca să ne încerce tăria și iuțeala brațului să tăiem copacii așa, dintr-o singură lovitură. Ce ciudat. Vreau astăzi să bem pentru băiatul meu care împlinește 20 de ani. Viitorul rege. Viva! 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 Aș avea o rugăminte. O poruncă. Atunci poruncă să fie. Aș vrea ca în această noapte capitanul gărzilor să nu fie încetat. Măria ta. Spune.
Tâlharului Trestie au jefuit satele din jurul târgului Nuca. Drăciu, dracu! Și mâine e târgul mare la Nuca. Socot de cuvință ca Paloș, capitanul gărzilor, să dea o fugă până acolo. Să adune cetele de pază. Și n-ar fi rău să plece chiar acum. Trebuie să te duci să cunoști oameni, să te obișnuiești cu ei. Te mai întreb încă o dată. De ce nu mergi cu mine? A venit vremea să te descurci singur. De fapt, te însoțește Saria. Dar să nu fii uite la mânie și să nu o scoți primul niciodată. Nu te îngrijora. Spune-mi doar cum o să mă înțeleg cu oameni. E ușor. Între marele râuri, de la munte și până la mare, toți vorbim aceeași limbă. Dacă mă întreabă cineva cine sunt și de unde vin, ce le spun? Spui că vii din munți. Și-ți mai dau un sfat. Vezi tot ce-i de văzut și vorbește cât mai puțin. Ce-am spus să nu pleci capul în fața nimănui? Dar de mulțumit pot să-ți mulțumesc? Și acum du-te. Eu nimic. Iertare. Ce mi-aduci de mâncare frumoasă? Carne de oaie și plăcintă caldă. Și apă. Apă bei de la izvor aici, bei vin. Atunci adun vin, ochi de tăciune. Potrivești frumos cuvintele. De unde ești de nu te-am văzut până acum? Din munți. Firea nu ți se vede, dar vorba ți-e dulce ca mierea. Carne plăcintă și vin. Dă-i din ăla roșu, din cămar. Ce dorești? Vinar, sfetiță. Vinar ți-aduc. Caldă. Banditii lui Trestie! Fugiți! Fugiți! Fugiți!
Nu, m-am găsit, Argiule! Ți-am spus de multe ori că n-ai să mor de moarte bună! Băi, Argiule! Scoate-l eu! Scoate-l eu! A devin! Să nu fie îndoit cu apă! Că știi că sabia mea e curioasă și abia așteaptă să te cunoască pe dinăuntru! Hai, mișcă, Argiule! Ia te uite, drăcoica! Ai crescut, fetico! Te-ai făcut toate și așa cum îmi place mie! Dansează! Hai, dansează! Ești frumoasă, măi! Sus! Dansează! 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 Asta-i locul meu și lăsați fata în pace. Cu mine vorbești, mă? Cu tine față de tingere. Dacă deci... Ce ai zis? Tu! Ce stați boilor? Pe el! Fugi, omule, fugi! Am să stai două degete, o ureche și am să-ți scot și un ochi ca să ții minte că te-ai întâlnit cu Trestie. Ușurel, ușurel! Ai greșit socoteala, măi, Trestie. Suntem doi. Doi contra opt, ai? Dacă vrei, poți să-ți mai iei ajutoare. Pe ei-mă! Suntem aici. Fă și tu ceva folositor, a? Ia curăță cismele, hai.
Hai, urâtule, curăță cu limba. Hai, hai, hai. Curăță, băiatule. Așa, așa. Așa. Dați-vă prinși! Măria ta? Cine? Eu sunt. Plecăciune, prințe, dar bărbatul meu nu e acasă. N-am treabă cu el. Ah! Ah! La tine am venit. În noaptea asta trebuie să fie. Atunci, cum o să mă mai uit în ochii soțului meu? Nu va mai fi nevoie. O să porunce să-i se scoată ochii. Ah! 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 Nu! Las! Vorbește-mi despre tine. Cine ești și cum ai ajuns aici? Povestea e lungă. Tătarii au dat foc case și părinții n-au mai apucat să iasă din ea. Așa am rămas orfană. Ai împodobit cu semne ciudate ștergarul. L-am mai văzut undeva. Nu am brodat eu ștergarul. Îl am de la bunica și ea l-a moștenit de la buna străbunicilor ei. Sunt cu târg. Și tu le cunoști? O parte. Dar de ce s-o fi aruncat capitanul gărzilor la picioarele tale ca în fața prințului? Mă întreb și eu. Cine m-a confundat arcașul de a îngenunchiat în fața mea? Nu te-a confundat. Am să-ți povestesc pe drum. A fost o noapte liniștită, Maria ta. Și cum a fost târgul din Luca? N-am încă vești. Altceva? S-a prăpădit nevasta lui Paloș. Era tânără. Să nu mi-a ascuns nimic, mă. Ciuma? Nu, Maria ta. Aș fi luat măsurile de cuvință. Aș fi stropit zidurile cu var și aș fi trecut pe toți din cetate prin apă clocotită. De ce a murit? A fost otrăvită? Nu, Maria ta. Și-a luat singură zilele, cu un pumnal. Trăiau bine, după câte știu. Atunci de ce? Nu știe nimeni, Maria ta. Aflați! Și dacă e vinovat cineva, să se facă dreptate. Așa voi face, Maria. Nu pleca. Mai am o vorbă cu tine. De când te știu, sfaturile tale au fost proaste. Maria ta. Fiul meu, ascultându-te, îi place să le nevească. Să nu adă petrecerile. Spune-mi unul mai bun la turnir decât el. Turnir?
Lupta deșartă, glorie de o clipă. Cine a îndrăznit? E Paloș, Maria ta. A aflat? Nu, Maria ta. Și ce vrea? Întreabă dacă prințul a ajuns cu bine în cetate. N-am știut că a fost plecat. Am fost de față când Maria sa, prințul, i-a căsăpit pe tâlharii lui Trestie. Unde? În hanul de la Nuca. Așteptați aici. Unde ai fost azi noapte? Nicăieri. M-am culcat imediat după apusul soarelui. Minți. Vino cu mine. Pe el l-ai văzut azi noapte? Da, Maria ta. L-am văzut. În hanul de la Nuca, prințul s-a luptat cu trei tâlhari deodată, pe care mai târziu spre pildă i-am spânzurat. Îi învinsese pe toți trei. Mă bucur că nu te-ai lăudat cu noua ta ispravă. Hai, du-te și îmbracă-te. Povestește. Maria ta, noi am intrat în han tocmai când prințul a întrucișat sabia cu ultimul tâlhar. Dar am auzit toată tărășenia din gura hangiului. Ridică-te. E drept, prințul avea și un ajutor, care i-a salvat viața atunci când unul dintre tâlharii lui Trestie a vrut să-l înjunghie pe la spate. Cine era omul? Nu știu, Maria ta, avea fața acoperită. Pot să vă spun doar că omul acela l-a pus pe tâlhar să-i curețe cizmele cu limba. Ajunge. Cu ce te-a mâniat, Maria ta? Tu îți mai amintești de fostul capitan al gărzilor? Cel cu care am copilărit eu și fratele meu. El obișnuia să-i pună pe tâlhar să-i lingă cizmele. Când am dat poruncă să fie ucis, să nu-l fi nimerit arcașul. L-a țintuit de la 20 de pași, Maria ta. Și chiar de n-ar fi așa, am fi dat de el în anii care au trecut. Atunci cine-i străinul care l-a ajutat pe prinț? Și de ce? Am să-l descos eu pe prinț, Maria ta. Fă-o. Dar cu grijă. E singur, Maria ta. Ar trebui să-i găsim o nevastă. Uite ce nu înțeleg eu. Dacă regele este tatăl meu, de ce a vrut să mă omoare? N-a vrut să împartă țara între urmași care apoi să bată între ei. Cu cine ce a avut? Să nu fie nimeni care să știe de fapta lui? Doar el, sfetnicul? Eu și cel care a tras în mine, dacă mai trăiești. Păi din povestirile tale, înțeleg că în tinerețe ați fost prieten, nu? Am copilărit împreună cu el și cu fratele lui Jean. Cum era? Ca înfățișare erau la fel, ca fir foarte diferiți. Fie țărâna ușoară, se pare că a murit undeva departe de țară. Față de tine, îl găsești vinovat pe rege? Ca rege? Cred că a făcut bine. Deci nu-l găsești vinovat? Atunci înseamnă că vinovatul ești tu. I-ai jurat credință și nu i-ai îndeplinit porunca. Uite, acum vorbești într-adevăr ca un rege. Numai că uneori viața unui om și simțământul dreptății trebuie să fie mai presus decât jurământul de credință. Credința nu trebuie să fie o armă.
Am văzut toate fecioarele din cetate, Maria ta, fica armurierului. Slota. Sora visternicului. E grasă. Fata bijutierului. M-aș fi mirat să-ți uiți propria nepoată. Asta peste câțiva ani o să semene cu tine. Eu vreau urmași sănătoși, puternici. Căutați-mă o fată din popor. Fata din popor nu cunoaște obiceiurile din cetate. O să înveți. Au sosit fecioarele și Maria ta tot la turnir te gândești. Hai, lupta! Lupta! E una frumoasă și la față și la trup și dată naibii. I-am pus ea să o mie în apă. Nu-i proastă nici la vorbă. Se spune că ar fi fost cândva de neam, dar a rămas fără părinți și a fost crescută de un hangiu. Lupta, haide! Să nu-ți fie frică. Haide! Cavalerul Vartala va cunoaște înfrângerea întâlnindu-te. Se spune că-i neînvins din Alemania, Polonia și regatul Ungariei. Când vine? Mâine înainte de amiază. Dar Maria sa, regele, a hotărât ca mâine seară înaintea turnirului să aibă loc nunta. De ce atâta grabă? Poate te vrea însurat înaintea morții sale. Vine! Da, asta nu era. Du-te și pregătește. Plecați. Știam că o să ne mai întâlnim. Ne-am mai văzut cândva? M-ai uitat atât de repede? Eu ți-am îngrijit rana de la mână. Îmi dai mâna, te rog? Cealaltă. Nu se poate. Nu mi-aduc aminte. Înseamnă că nu vrei să te amintești de lupta de la hanul din Nuca? Din Nuca? Asă prostile. Ce se întâmplă aici? Să ai grijă cum te porți cu fata asta. Am să spun ceva. Fata pe care am ales-o mi-a spus că m-a văzut luptând în hanul de la Nuca. Crezi că e smintită? Ciudat. Același lucru l-a spus și Paluș. Nu e smintită, prințule. E periculoasă. Dacă Maria se află că nu tu i-ai învins pe tâlhari, va intra la gânduri. Ce înseamnă toate astea? Ce tot îndruci? Ziduri la urechi. Trebuie să treacă 20 de ani ca să-mi spui că nu mi-e tată. Ai meritat să arunc în prăpastie. Maria ta, eu...
La urma urmei, nu e o veste atât de rea. Din potrivă. Și spui că fratele meu trăiește. Așa se pare. Atunci trebuie repede, repede de tot să-mi iau tronul ce mi se cuvine. Asta așa e. Dar cum? Cum? Am un plan. Vom scăpa de toți. Pe rând. Nu s-a schimbat nimic de când am fost pe aici. Numai noi. Noi? De ce se ne fi schimbat? Am îmbătrânit. Când închid ochii, mă cuprind o teamă ciudată. Văd mâna mea moartă făcând un semn. Poate n-ar fi trebuit să ne abatem din drum. Da. Sunt 20 de ani și încă nu l-am uitat pe cavalerul dragonului. Sunt sigur că el e regele de azi. Am jurat să mă răzbun, Norbert. De aceea suntem aici. Mai e și coroana aia. Doamne, pe coroana aceeași de besteme teamă. Am jurat, Norbert. Victoria nu poate să ne scape. Suntem mulți. Suntem puternici. Așa e. Dar pământul ăsta nu ne vrea. Ce spuneți, scoadele? Sunt mulți, Maria ta. O armată a Europei ce se îndreaptă spre Bizanț. Nimeni și nimic nu li se poate împotrivi. Nu de numărul lor, mi-e frică, ci de lăcomia și cruzimea lor. Ce spun solii? Prințul Herbert te așteaptă. Ei, cum te simți? Vrei să vezi? Hai. Mâine te vei înfrunta cu soarta. Ți-e frică? Cuvântul ăsta l-am mai auzit în copilărie. Nu știu ce. Atunci e bine. Te voi însoți și voi fi scutierul tău. Și eu ce va trebui să fac? Te vei lupta cu fratele tău. Dacă vei învinge, îți vei putea cere drepturile pe care le ai. Asta a fost menirea mea. Crezi că va accepta lupta? De acest lucru mă ocup eu. Și acum vină cu mine, mai avem de mers într-un loc. Timpule! Am venit! Nu te văd! Să-ți arăt copilul pe care mi l-ai dat să-l cresc. Ți-aduce aminte de el? L-am văzut zilnic în toți acești ani. A crescut bărbat. Mâine se înfruntă cu soarta. Ne dai o sabie? De obicei, toți vin întâi după coroană. Sunteți primii care cer mai întâi o sabie. Dar nimeni din cei care au încercat n-au putut să le scoată din această stâncă. Pentru că nu le dau decât pentru apărarea și întregirea țării. Și încă n-a venit clipa, capitane. Da. Să mergem. Pe curând, timpule.
Ca un omagiu adus căsătoriei sale, prințul moștenitor va înfrunta șarja nobilului Vartala, încă neînvins, venit anume din țări străine pentru această... Să învingă cel mai bun! Pun casca în cor, stăpâne. Cine ești tu, Chiorule? Unde-i scutierul meu? E bolnav, dar îi ține-o loc. Mândru de tine, fiul meu. Eu nu sunt cel care crezi. Sunt fratele pe care l-ai dat capitanului să-l arunce în prăpastia plângerii.
Cum? Iartă-mă. Iartă-mă dacă mai poate fi vorba de iertare. De ce să te iert? Oricare în locul tău ar făcut la fel. Așa m-a învățat capitanul. Trăiește? El m-a crescut. Atunci sunt liniștit. Las țara în mâini bune. Să-l aduci la cetate. Am să-l aduc. Hai, dragul meu. Să bem pentru tânărul prinț și soția sa. Să bem pentru viitor. Viva! 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 Credeam că nu o să mai vii. De ce să nu mai vin? Nu știu. Tu nu știi nimic, ochi de tăciune? Rana care ți-am îngrijit-o? Cupa din stânga e pentru tine. Restul sunt pentru bătrân și pentru smintită. Vin cavalerii cu ceați. Dacă scăpăm de el, eu te voi ajuta să te înțelegi cu ei. Ia cupele și hai cu mine. Sunt. Ar trebui să pun arca și să te omoare pentru trădare. Dar vreau să fac acest lucru cu propria mea mână. Tu în locul meu ce ai fi făcut? Tot ce ai făcut și tu. Eu am greșit față de Dumnezeu și față de tine. Nu și față de țara mea. Nu ți îndrepta mânia asupra unor oameni vinovați. Fapta ta cere răzbunare. Stau la dispoziție. Ne vom lupta după legile cavalerești. Și Dumnezeu va fi judecătorul. Îți convine? Peste 3 zile pe malul mării. Și eu? Pentru tine îl voi aduce pe fiul meu. Poate găsești un cavaler și pe măsura mea. Cum ți-e voia? Capitanul Gorun. Vom lupta cu lancia și cu sabia, pe viață și pe moarte. Victoria va hotărî a cui este dreptatea. Fiule, du-i al pe Ciung. Eu-l voi lua pe prinț, iar capitanul pe celălalt cavaler. Pornim!
Sabia! Capitanul nu a murit acum. El s-a dus atunci, în trecătoare, când a lovit săgeata. Nu-i adevărat. El m-a crescut. El mi-a fost tată. Nu el, ci voința lui. Thank you.
Sabia și coloana te așteaptă. Ia-le. Le meriți. Nu, timpule. Eu pot domni și fără coroană. Ea va rămâne aici pentru urmașii noștri ca simbol al unirii și libertății, pe care niciun străin nu va putea pune mâna.